Toată biserica zice? Amin. Amin. Așa s-a încheiat acest imn. Fie Domnul veșnic lăudat. Amin. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 32. Psalmul 32, pagina 570 în Sfânta Scriptură. Vom citi psalmul acesta, iar versetul 11, ultimul verset, îl vom rosti împreună. Și apoi ne vom ruga ca Duhului Dumnezeu care a inspirat Scriptura să ne deschidă inima și mintea să înțelegem Scriptura și să lucreze în noi binecuvântarea lui Dumnezeu, să lucreze în noi adevărată întoarcere la El, binecuvântare cerească. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Emi Hnatiuc, este în tronsonul 4 la balcon. Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge. Tu ești ocrotirea mea. Tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Și acum declarăm împreună versetul 11. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Plecăm capetele în rugăciune. Dumnezeul nostru, te binecuvântăm în această dimineață și îți mulțumim că prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos avem iertate păcatele noastre. Pentru aceasta vrem să-ți dăm laudă și vrem să te binecuvântăm în veci de veci. Ești Cel care poți să ne pui într-o stare de neprihănire și de aceea te rugăm și în dimineața aceasta să lași cuvântul Tău să lucreze în viața fiecăruia dintre noi. Aș vrea să fie oameni aici care să plece cu fără de lege iertată. De aceea te rugăm, vorbește inimilor noastre, lasă cuvântul Tău să ne cerceteze și, Doamne, cât mai mulți am vrea la sfârșitul acestui program să plece în starea de oameni neprihăniți, lăudându-Te și binecuvântându-Te pe Tine. Întăzrește-ți robul care propovăduiește cuvântul Tău, binecuvintează pe cei ce astăzi intră în apa botezului. Întărește mărturia lor în familiile lor, în cercurile lor de prieteni, la locurile de muncă și lasă ca prin trăirea lor mulți oameni să te cunoască pe tine. Fii înălțat și binecuvântat în veci de veci. Amin. Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Mesajul din dimineața aceasta se intitulează Vrei să fii fericit? Este o întrebare. Vrei să fii fericit? Meditează o clipă la întrebarea aceasta și încearcă să răspunzi. Vrei din toată inima să fii fericit?
Fericirea este o dorință universală a tuturor oamenilor. Nu există om normal pe fața pământului care să nu-și dorească să fie fericit. De aceea, în ocazii speciale, urările pe care le facem celorlalți au această afirmație, dorință. Sărbători? Spui cuiva sărbători nefericite? Cum mai răspunde să-ți ureze cineva la mulți ani nefericiți? La căsnicie, la căsătorie, la nuntă. Le spunem celor care se căsătoresc să aveți o căsnicie fericită. Cum mai răspunde să îți ureze cineva? Vă doresc o căsnicie nefericită. Urmează o întrebare personală. Fă un efort de memorie și încearcă să-ți aduci aminte care a fost cea mai fericită zi din viața ta. Fă un efort de memorie. Care a fost cea mai fericită zi din viața ta? Ai identificat-o? Câți ați identificat cea mai fericită zi din viața voastră? Mâna sus. Cam puțini. Să înțeleg de la gestul celorlalți că n-ați avut nicio zi fericită? Care a fost cea mai fericită zi din viața ta? Și întrebarea continuă, cât a durat fericirea? Cât a durat? Probabil că o să zici, oare ce anume este fericirea? Cum să o definim? Ca să înțeleg dacă ești fericit sau nefericit. Cea mai cunoscută definiție a fericirii este aceasta. Fericirea este o stare psihică de bine, caracterizată de emoții pozitive, de mulțumire și bucurie intensă. Este o stare psihică de bine. Și ești încărcat cu emoții pozitive. Probabil că ați auzit mereu acum se spune mă duc să mă încarc cu energie pozitivă. Asta înseamnă mă duc să mă încarc cu energie de fericire. Mă duc să îmi iau o doză de fericire, să mă încarc cu ceva. Și această stare de bine încărcată de emoții pozitive este caracterizată de mulțumire, ești mulțumit. Și trăiești intens starea aceea de bucurie. Unul dintre președinții Americii, Thomas Jefferson, când a fost întrebat ce-i fericire, a zis fericirea înseamnă să nu ai dureri de cap și îngrijorări în inimă. Dacă n-ai dureri de cap, adică dacă n-ai necazuri și îngrijorări, asta înseamnă că ești fericit. Această stare de bine, însoțită de emoții pozitive, este trăită de oameni atunci când le sunt împlinite dorințele. Când ți-au fost îndeplinite dorințele, trăiești această stare de bine, de emoție pozitivă, de bucurie intensă. Numai că o dorință satisfăcută
nu te așează pentru totdeauna într-o stare continuă de bine. De exemplu, ți-ai dorit tare mult, ca și adolescent, ai trecut de 5 ani de zile și ai intrat în adolescență. Și o să ziceți, frate Paula, 5 ani nu e adolescent. Vă spun ce urmează. Și îți dorești tare mult să primești un iPhone. Că toți colegii tăi de la școală au iPhone și butonează. Și ți-ai dorit tare mult să primești și tu un telefon din ăsta inteligent. Și l-ai primit. Și zici, asta e cea mai fericită zi din viața mea. Până vine teza la matematică. Sau teza la română. Sau extemporalul. Sau altceva. Și dintr-o dată fericirea telefonului a fost umbrită de altceva și ești nefericit. Ți-ai dorit atât de mult un obiect. L-ai primit. Și zici, nu mai pot de fericire. Și fericirea aceasta este distrusă în clipa următoare de altceva. De exemplu, ai ieșit din casă, ai ajuns la serviciu și o colegă de serviciu spune, vai ce bine îți stă cu freza de astăzi. Și te-a făcut fericită. Până când o altă colegă spune, da, ce ți-ai făcut freza asta? Parcă ești o mătură. Și te-a lovit cu nefericirea. Fericirea vine atunci când ți-ai dorit tare mult o relație. În singurătate. În căutare. Și cineva te-a băgat în seamă. Sta de vorbă cu o fată. Trecuse de 20 și ceva de ani. Spunea ea, nu m-a băgat nimeni în seamă pentru că nu eram atât de strălucitoare ca și alte fete. Era mai trecută cu vederea de băieți. Și spune ea, mi-am deschis cont pe Facebook. Și într-o zi, cineva mi-a cerut prietenia. Și am fost cea mai fericită în ziua aceea că cineva s-a oprit în dreptul pozei mele și mi-a cerut prietenia. Și a acceptat prietenia. Și au început schimburi de mesaje. Și aștepta cu înfrigurare mesajul. Se trezea noaptea să verifice dacă n-are mesaj. Și fiecare mesaj îi dădea clipe de fericire. Că băiatul acela care i-a cerut prietenia, îi spunea cât îi de deosebită. Că e deosebită de toate celelalte fete, că n-a mai întâlnit, n-a mai dialogat cu cineva ca ea. S-au întâlnit și n-a mai putut de fericire. Și băiatul a cerut să găzduiască peste noapte la ea. Și a acceptat fericită. Și în această fericire a continuat câteva săptămâni până când într-o noapte a venit poliția la ușa lor, au cerut să se deschidă, au făcut percheziție și i-au găsit în casă kilograme întregi de cocaină. Cel care i-a cerut prietenia era traficant de droguri și trebuia pe cineva cu care să se acopere. Și a fost arestată.
Și spune fata, mi-a fugit pământul de sub picioare. Am fost atât de nefericită. Mi s-a părut că pentru mine s-a terminat totul. Fericirea aceasta descrisă ca starea aceea de bine încărcată de emoții pozitive depinde de lucruri exterioare, depinde de relații, depinde de ceea ce îți dorești. Și încet, încet, ești robul lucrurilor de care ți se leagă inima. Și oamenii ajung nefericiți. Pentru că se aruncă în căutarea unor lucruri care promit fericirea, dar înșală. Sunt promisiuni înșelătoare, mincinoase. Și omul își deschide inima, se aruncă în ele. Și ajunge nefericit. Și când au ajuns să guste nefericirea pentru că ceea ce au crezut că le va da starea aceea permanentă de bine, lucrul acela s-a dovedit înșelător. La nefericire, oamenii au câteva opțiuni. Unii, când au ajuns în starea aceasta de nefericire, devin vulnerabil emoțional. Vulnerabil emoțional înseamnă că ești victimă ușoară pentru oricine își pune ochii pe tine. De exemplu, te-ai căsătorit sperând că vei fi fericită sau fericit. Și după o serie întreagă de experiențe nefericite în familie, ajungi atât de nefericit sau nefericită, încât începi să devii vulnerabil la orice ofertă din afară. Dați-mi voie să folosesc o ilustrație. Imaginați-vă un om care pleacă dimineața de acasă și n-a mâncat nimica pentru că n-are nimic de mâncare acasă. Pleacă flămând spre serviciu. Și în drumul spre locul de muncă trece pe lângă o patiserie care tocmai atunci are pâine, covrigi, gogoși și ce mai știu eu, alte lucruri proaspete care miros atât de îmbietor. Și omul nostru trece pe acolo și zice, ce bune ar fi. Dar n-are bani, n-are timp și trece. Toată ziua nu mănâncă nimic. A doua zi dimineața trece iarăși pe lângă patiserie și mirosul acela de pâine, de prăjitură, de cornuri, de covrigi, mirosul acela de pită proaspătă, ca la burzuc. E atât de îmbietor că acum se oprește la vitrină și se uită. Și zice, dacă aș avea măcar o parachioară în buzunar să-mi cumpăr un covrig. E atât de atrăgător covrigul acela. Și a treia zi dimineață trece pe acolo. Și e atât de atrăgătoare ispita, dorința, covrigul, dar n-are nimic. Ajunge la serviciu și colegul sau colega de birou a uitat un covrig vechi și mucegăit, l-a uitat acolo în sertar la birou și deschide sertarul și dă de el. Ce ziceți? E vulnerabil emoțional. Își dorește atât de mult încât ia covrigul acela mucegăit și pe ascuns mușcă din el.
Acum covrigul acela mucegăit îți este oferit pe Facebook, pe chat, pe Instagram, pe Twitter, zi ce vrei. Sunt toate ofertele acelea pline de covrigi mucegăiți. Și te arunci cu lăcomie, crezând că vei fi fericit. Psalmul 32 este o ilustrație extraordinară a unui om care, căutând fericirea în lucruri nepotrivite, a ajuns atât de nefericit. Atât de nefericit încât spune: mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Este vorba de împăratul David. Și el a crezut că fericirea constă în împlinirea dorințelor cu lucruri exterioare. Ce s-a întâmplat de a ajunge omul acesta să spună: mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii? Și continuăm psalmul 38. N-a mai rămas sănătos nimic în carne mea, nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură în urma nebuniei mele. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare, căci o durere arzătoare îmi mistuie măruntaiele și n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Sunt fără putere, zdrobit cu desăvârșire. Tulburarea inimii mele mă face să gem. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Ne este prezentat în Biblie, în cartea a doua a lui Samuel. Cartea a doua a lui Samuel, capitolul 11, ne este prezentată decizia greșită a acestui om de a-și căuta fericirea în ceva care l-a nefericit și i-a distrus viața și familia. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă. David a întrebat: cine este femeia aceea? Și i-au spus: este Batseba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. I-a venit la el, el s-a culcat cu ea și apoi, după ce s-a curățit de necurăția ei, s-a întors acasă. Căsătorit. Împăratul lui Israel. Plictisit și nefericit acasă. S-a plimbat pe acoperiș sau s-a plimbat pe site-uri și a văzut ceva care i-a captat atenția și i s-a părut că femeia aceea îi va aduce fericirea. Și s-a dus pe drumul acela al nelegiuirii, a păcatului, a adulterului. Femeia a rămas însărcinată, a trimis vorba lui David zicând: sunt însărcinată. E necaz, David. Am crezut noi că nu află nimeni, dar acum, uite, sunt urme. Și când David este în faza de a fi expus cu toată ticăloșia pe care a săvârșit-o și toate urmările, începe să gândească:
Cum scap din încurcătura asta? Cum să scap din încurcătura asta? Și am crezut că mi-aduce fericirea, m-a aruncat într-o tragedie teribilă. O să afle bărbatul ei. Află toată oștirea, află toată curtea împărătească, află toată țara. Dintr-o dată totul se năruie. Și David spune, știu ce trebuie să fac. Trimit mesaj la comandantul armatei, soțul ei este unul dintre cei mai viteji ostași din armata lui Israel, să-i dea permisie acasă. Și Urie este trimis acasă. Numai că Urie este soldat și este vreme de război și ajunge acasă și doarme în fața porții împăratului și nu merge acasă. Și David îl întreabă, de ce nu mergi acasă? De ce nu mergi la soția ta? Că dacă te duci la soția ta, avem scuza gata fabricată. E regulă. Am acoperit. Și Urie spune, cum să mă duc eu acasă când Ioab, armata și chivotul Domnului sunt la luptă? Eu să mă duc acasă? Și David zice, ok, ăsta când e cu mintea trează, ăsta nu se duce acasă. O să-l îmbăt. Și îl cheamă la masă și îi dă de băut până îl îmbată și când este beat, îl trimite acasă. Și Urie nici beat nu se duce acasă. Și David își dă seama că nu mai poate acoperi ce a făcut, că omul acesta nu se duce acasă și nu mai are alibi pentru ce a făcut. Așa că îl trimite înapoi la oaste cu o scrisoare la comandant și spune, pregătiți-vă să atacați cetatea, pune-l pe Urie, locul cel mai periculos, și când ați atacat cetatea, retrage toată armata, lasă-l acolo să fie omorât. Și este crimă premeditată. Ca să scape de nefericirea lui. Și Urie este omorât. Și David zice, am acoperit ce am făcut, e mort. Nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat. Și își continuă viața. Numai că nu mai are somn noaptea. Păcatele pe care le-a săvârșit îi fură liniștea spirituală, nu mai are liniște. Pentru că Biblia spune, păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Vă împiedică să-i vedeți fața și pe el îl împiedică să vă asculte rugăciunile. Și între David și Dumnezeu este un zid de despărțire și o ruptură. Și lucrul acesta este valabil între orice om care trăiește în păcat și Dumnezeu. Păcatele despart de Dumnezeu. Păcatul este insultă, ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dar David zice, o să trec eu cumva peste asta. Scap eu de această criză spirituală, că nu mă mai pot ruga, nu mai pot să înalți cerere mele la tronul lui Dumnezeu, că nu mai pot să mă bizui pe binecuvântarea lui Dumnezeu, mă descurc eu. Numai că sunt consecințe psihice. Nu mai are somn. Are insomnii. Nu poate dormi noaptea. Stai de vorbă cu cineva care nu poate dormi noaptea. A doua zi dimineața ai fericit? Cum e un om care nu doarme noaptea? A doua zi este atât de fără vlagă, fără chef, nu mai are energie, nu mai are nervi pentru nimic, nu mai are energie pozitivă. N-are somn noaptea. E frământat. Începe să aibă tulburări în somn și tulburări ziua. Este prins de anxietate, neliniște. Tulburări emoționale. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea, spune el în Psalmul 51. Începe să devină obsedat de tot ce s-a întâmplat. Este într-o criză psihică teribilă.
Pentru că păcatele afectează relația cu Dumnezeu, dar afectează sănătatea psihică. M-am uitat să văd care este ultima statistică a Europei. La aproximativ 510 milioane de locuitori a Europei, 165 de milioane de europeni sunt bolnavi psihic. 165 de milioane de europeni, 38% din populația Europei este afectată de boală psihică. N-au liniște, nu pot dormi. N-au pacea minții, a sufletului. Poate că ești între ei. Și poți să iei calea medicamentelor, să bei medicamente, să te adormă, să te blegească, să te drogheze, ca să uiți să scapi. Sunt consecințe biologice. David când spune: mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. În original, mi-au îmbătrânit oasele. Păcatul are efecte asupra trupului. Afectează metabolismul întregului organism. David spune: am simțit că am îmbătrânit. Păcatul m-a istovit, mi-au îmbătrânit oasele. Nu mai ai vlagă să stai cu fruntea sus. Ești încovoiat. Într-o zi mă jucam cu nepoțica mea, cu Evelina, care este o scumpă și o dulce și îi place să se joace. Și ea mai voia să se joace și eu voia să închei joaca. Și m-a rugat să mă duc să fac nu știu ce și m-am ridicat pe scaun și a zis: Și m-am dus așa ca un moșneag. Și Evelina se uită la mine și zice: hai, bunico, nu te preface că tu nu ești băboi. Nu i-a venit în minte cuvântul moș și a zis băboi. David spune dintr-o dată, soldatul acela viteaz, războinicul David care se duce în fața lui Goliat, este gârbovit. Toată ființa lui este afectată. Stau de vorbă cu oameni care spun: m-am dus la doctor și mi-a spus că toate aceste simptome care le am sunt pe bază nervoasă. Sunt datorită neliniștii, a frământărilor, datorită stresului. Afectează. Și ce-a crezut David? Că va fi experiența care aduce fericirea. I-a distrus viața. L-a făcut nefericit. Și el zice: câtă vreme am tăcut. Știți ce înseamnă asta? Am încercat să le acopăr. Când ai ajuns pe drumul acela și vrei să le acoperi, prețul pe care îl plătești este teribil. Relația cu Dumnezeu, sănătatea minții tale, a psihicului tău, sănătatea trupului tău, viața ta și familia ta și viitorul tău și veșnicia ta, toate sunt afectate. Ești fericit? Dacă ar fi să răspunzi sincer înaintea cugetului tău, ești fericit? De multe ori când stau de vorbă cu oameni nefericiți, care vin să înceară un sfat sau un ajutor, pun următoarea întrebare. Dacă am pleca în veșnicie amândoi în clipa asta, eu știu unde m-aș duce. Tu unde te-ai duce? Majoritatea lasă capul în pământ și cu voce stinsă spun: sigur nu m-aș duce la Dumnezeu. Și eu spun, haideți să fim mai specifici. Unde te-ai duce? Și spun, cred că m-aș duce în iad.
Pentru că majoritatea oamenilor care s-au dus pe drumul acesta intră în această fază a despărțirii de Dumnezeu, a depresiei, a dezechilibrului emoțional și nu mai e emoție pozitivă, sunt emoții negative și dintr-o dată se întunecă totul. Și David spune, asta s-a întâmplat și cu mine câtă vreme am tăcut. Câtă vreme am încercat să-mi acopăr păcatul. Câtă vreme am încercat să-mi rezolv singur criza spirituală. Cineva a spus, în baza psalmului 90, care afirmă, tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre, cele ascunse. Tu scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Și a spus așa, dacă tu ți-ai ascuns păcatul, Dumnezeu este pe urmele tale și le va scoate la lumină. Frații lui Iosif le-au ținut ascunse 22 de ani. Acan a ținut păcatele ascunse câteva zile. David a ținut păcatul ascuns un an de zile. Un an de zile a pretins că e totul în regulă. Versetul 5. Atunci ți-a mărturisit păcatul și nu mi-a mai ascuns fără de legea. Ce s-a întâmplat? Atunci Dumnezeu l-a trimis la el pe prorocul Natan. Omului Dumnezeu l-a confruntat pe David și a spus, David, ce ai făcut nu este ascuns de Dumnezeu. Ce ai făcut tu l-a ofensat pe Dumnezeu. În momentul acela David se frânge și spune, atunci ți-a mărturisit păcatul meu. David spune, atunci m-am pocăit înaintea ta. Ce s-a întâmplat când a mărturisit? David a venit înaintea lui Dumnezeu și și-a recunoscut păcatul ce a făcut în termenii lui Dumnezeu. David spune în Psalmul 51, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. David nu spune, Doamne, dacă am făcut ceva ce nu-ți place ție. David spune, Doamne, am păcătuit. Își asumă ceea ce a făcut și recunoaște. Nu încearcă să mai acopere. Le aduce înaintea lui Dumnezeu, pentru că oricum Dumnezeu le știe. Dragul meu, oricât te-ai acoperi, pentru o vreme poți să te acoperi de oameni, dar nu de Dumnezeu și într-o zi Dumnezeu descoperă aici. Numai că harul lui Dumnezeu are un atunci pentru David. Are un atunci pentru tine și pentru mine. Atunci s-a mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea. Ce se întâmplă atunci? Când aduci păcatul înaintea lui Dumnezeu în pocăință, ai descoperit calea care duce la fericire. David spune, ți-am mărturisit păcatul meu, sunt cu toate înaintea ta. Și în Psalmul 51 spune, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. David spune, Doamne, vin la judecata ta. Cu tot ce am făcut, vin înaintea ta la judecata. Și acum vă rog să veniți împreună cu mine în sala de judecată a lui Dumnezeu. Dumnezeu este un judecător sfânt și drept care cunoaște toate lucrurile. Legea lui Dumnezeu este lege dreaptă și absolută. David este înaintea lui Dumnezeu și toate faptele lui sunt scoate la iveală și sunt dovedite, sunt argumentate. Nu poate nega nimic. Și tot cerul, toți îngerii lui Dumnezeu se uită să vadă cum se va pronunța judecata. Și diavolul care l-a înșelat pe David este acolo să vadă cum îl va judeca Dumnezeu. Și sentința este cumplită. Sentința lui Dumnezeu este condamnare la moarte, pentru că plata păcatului este moartea. Imaginează-ți că ai stat pe scaunul acela.
Toate păcatele tale sunt la vedere. Se pronunță judecata, plata păcatului este moartea. Și te aștepți ca în clipa următoare să se deschidă ușa iadului și să te arunce Dumnezeu acolo. Și David spune, dacă ai face așa ceva, ai fi drept. Dar ce urmează este atât de cutremurător. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu, în loc să mă arunci în iad, în loc să mă nimicești pentru vecii vecilor, tu ai făcut ceva incredibil. Tu ai iertat vina păcatului meu. Iertarea este cea mai scumpă faptă pe care a făcut-o Dumnezeu. Iertarea este cea mai scumpă lucrare a lui Dumnezeu. Când Biblia spune, tu ai iertat vina păcatului meu, Dumnezeu a plătit cel mai mare preț pentru iertare. Când Dumnezeu a creat cosmosul, a spus să fie și a fost. Când Dumnezeu a vindecat, a spus ia-ți patul și du-te acasă. Dar ca să ne poată ierta, Dumnezeu a trebuit să-și respecte legea lui dumnezeiască. Și legea lui este plata păcatului, este moartea. Dumnezeu nu poate ierta fără să fie drept. Spunea fratele Doru, în prezentarea botezului, că în drumul acela de la Ierusalim spre Gaza, era ministrul de finanțe al Etiopiei, care citea cartea profetului Isaia și a ajuns să citească un text în Isaia capitolul 53, care l-a uimit. Pentru că în Isaia capitolul 53, Biblia spune că Dumnezeul acesta care e drept, totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Ce spune Isaia este că Dumnezeu care e drept, drept în judecata Lui pentru mine și pentru tine, pentru orice om păcătos. Dumnezeu este drept să ne condamne la moarte. Dar a făcut ceva incredibil. O demonstrație a dragostei lui Dumnezeu care întrece priceperea omenească. Vă rog să vă imaginați, este tribunalul lui Dumnezeu, acolo ești tu sau sunt eu, gata să fim aruncați în iad. Și Dumnezeu face miracolul substituirii. Mă ia pe mine de pe scaunul condamnatului. Și în locul meu, pe scaunul condamnatului, știți pe cine a pus? Pe unicul lui fiu. Cel despre care spune, acesta este fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. Să-l ia Dumnezeu pe unicul fiu și să-l pună în locul meu de condamnat. Și pedeapsa pe care o merit eu să vină asupra lui. Câți dintre dumneavoastră aveți copii? Mâna sus e cu copii. Mulțumesc. Spuneți-mi care v-ați da copilul să fie omorât în locul unui criminal, a unui ticălos, a unui hoț, a unui infractor, violator, ce o fi el? Care v-ați da copilul să fie omorât pentru altcineva? Vreau să vă mărturisesc că nu mi-aș putea da copilul. Nu mi-aș putea da copilul! Tu ți l-ai putea da?
Acum uită-te, ce face Dumnezeu când vine David înaintea lui? Spune: David, pentru că ai venit să-ți recunoști tot ce ai făcut, pentru că ai venit înaintea mea și ai spus totul și ai strigat: ai milă de mine, Dumnezeule! După îndurarea ta cea mare, șterge vina păcatului meu. David, în dreptatea mea, pentru legea lui Dumnezeu și în dragostea mea pentru tine, pedeapsa aceea vine asupra fiului meu. Și dintr-o dată în locul meu s-a dus Hristos. Și eu sunt chemat să mă duc să iau locul lui. Să devin fiul lui Dumnezeu. Să devin copil al lui Dumnezeu. Să nu mai rămân acolo, ci să vin în familia lui Dumnezeu și să fiu acolo unde e locul fiului său. Și Pavel spune: să fiu făcut moștenitor împreună cu Hristos. Și în clipa aceea, nu doar locul meu, ci și cazierul meu a fost închis. Tu ai iertat vina păcatului meu. De ce spune David: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit? Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Adică nu vin înaintea lui Dumnezeu într-un mod viclean. Nu vin înaintea lui Dumnezeu cu șmecherie. Nu vin înaintea lui Dumnezeu cu planuri ascunse. Vin înaintea lui Dumnezeu cu toată inima și spun: Doamne, ai milă de mine după îndurarea ta. Dacă în dragostea ta l-ai pedepsit pe fiul tău pentru mine, Doamne, iartă-mi fără de legile și primește-mă în familia ta, pentru că vreau să fiu al tău și de acum încolo să trăiesc pentru slava numelui tău. Și David spune: imaginați-vă fericirea acestui om. Imaginați-vă fericirea acelui om. Nu doar o emoție pozitivă, ci este o transformare cosmică, veșnică. Ferice de cel cu fără de legea iertată, de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea. Imaginează-ți fericirea aceea. Acum, această fericire nu mai este una care depinde de lucruri exterioare. Cuvântul folosit aici este cuvântul care descrie o transformare lăuntrică atât de profundă, de dumnezeiască, încât în Psalmul 51 David spune: zidește în mine o inimă nouă, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Este o transformare lăuntrică de asemenea dimensiuni, de asemenea intensitate, încât totul s-a schimbat. Sunt atât de împlinit în lăuntrul meu, încât nimic din afară nu mă mai poate tulbura. Duminica trecută, senatorul Langford a ținut predica din Ioan, capitolul 7. Cine vine la mine și bea, spune Domnul Iisus, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Asta înseamnă că s-a produs o transformare atât de profundă, atât de reală, încât Pavel zice: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că totul s-a făcut nou. Acum David spune: ferice de omul acesta. Am trăit fericirea aceasta pe care nu mi-o mai poate lua nimeni. Fericirea aceasta care nu mai depinde de exterior. Fericirea aceasta care mă ține și în zi bună și în zi grea, orice s-ar întâmpla, eu sunt plin de bucurie. Și spune neprihăniților: bucurați-vă în Domnul și scoate strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Dintr-o dată, o bucurie care se revarsă. O bucurie pe care apostolul Pavel și Sila o au în temnița din Filipii, când în chinuri, în butuci, la miezul nopții cântau cântări de laudă și se rugau. Bucuria care i-a dus pe martiri pe rug. Erau în flăcări și cântau cântări de laudă.
aruncați la fiare, sfâșiați în circule romane de fiare, înălțau rugăciuni și cântau și la mărturia lor se întorceau la Dumnezeu cu miile alții. Ceva supranatural se întâmplă acum în țările musulmane. Sunt fete care se întorc la Dumnezeu și sunt omorâte cu pietre sau arse de vii. Și în timp ce sunt arse, rămân lângă Hristos. Sunt oameni la care le sunt luați copiii și sunt maltratați și sunt măcelăriți în fața lor ca să-i facă să se lepede de Hristos și rămân lângă Hristos. Și sunt copii care spun părinților să nu se lepede de Hristos, pentru că se încheie aici și se duc pentru totdeauna acasă la El. Este o fericire pe care nu ți-o mai poate lua nimeni. Nu-i fericirea Facebook-ului. Nu-i fericirea hainelor. Nu-i fericirea bijuteriilor sau a mașinilor sau a caselor sau orice altceva. Nu-i fericirea funcției sau opoziției. Este fericirea pe care o dă Dumnezeu. Vrei să fii fericit? Ferice de cel cu fărădelgea iertată și cu păcatul acoperit. Două exemple. În urmă cu ani de zile, un băiat la 16 ani bolnav de leucemie, într-o stare de tulburare psihică deosebită, cu o frică atât de pronunțată încât era frică să stingă lumina, să rămână singur în cameră. În chinuri cumplite, familia mi-a trimis vorbă să mă duc să stau de vorbă cu el. Stau de vorbă și după ce am câștigat încrederea, mi-a spus că e frică să dea ochi cu Dumnezeu pentru că a păcătuit și este viața pătată de păcate. Am luat Scriptura și am deschis la 1 Ioan, capitolul 1. Și am citit: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și a zis, scrie asta în Biblie. I-am îndreptat perna ca să poată sta așezut. M-am așezat lângă el și am spus, dă degetul încoace și pune aici pe 1 Ioan 1 cu 9 și citește tu. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. I s-a luminat fața și a spus, vreau și eu să mărturisesc Domnului păcatele. Ne-am rugat amândoi și am mărturisit Domnului păcatele lui, i-am mulțumit Domnului pentru iertare și curățire. Zilele pe care le-am mai avut până a plecat în veșnicie, relatate de părinți, spus frate Paul, a fost de nerecunoscut în zile care au urmat. Cu durerile bolii, cu suferințele, dar cu o fericire și o seninătate pe față, în care știa că sunt păcatele iertate și când închide ochii aici, îi deschide dincolo. Și a plecat din lumea aceasta, ferice de omul, cu fărădelgea iertată, cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și Duhul căruia nu este vicleșug. În urmă cu puțină vreme, doar cu câteva zile în urmă, venit la mine o persoană care mi-a spus cât este de frământată de povara păcatelor și nu mai știe ce ritualuri să facă ca să scape de păcat, de teama pedepsei lui Dumnezeu. Nu mai știe ce ritualuri să facă. Și mi-a pus următoarea întrebare. Domnul pastor, dacă m-aș boteza la dumneavoastră duminică, a scăpa de frământarea asta, de chinurile acestea care mă urmăresc și ziua și noaptea,
Că dacă aș ști că a scăpa, aș face și pasul același, m-aș boteza la dumneavoastră. Și am spus, Doamnă, iertarea păcatelor nu vine adăugând ritual după ritual. Că dacă am adăugat ritualul ăsta, v-ați duce acasă și ați întreba, dar n-a mai rămas vreun ritual pe care trebuie să-l fac. Și restul vieții ai fi în căutare de ritualuri pe la toate bisericile. Dar vă spun cum aduce Dumnezeu iertarea. Am luat Biblia, i-am citit versetul, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Adevărul nu este noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și a zis, scrie asta în Biblie? Și a spus, da, mai citesc o dată. Am mai citit o dată. I s-a luminat fața, nu vă pot descrie în cuvinte. I s-a luminat fața și a spus, am înțeles! Dacă îi mărturisesc lui Dumnezeu păcatele, El mă iartă. El mă curățește. Mă duc acasă atâta de fericită că am păcatele iertate. Vrei să fii fericit? Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. Doamne, câți oameni nefericiți! Ți-ai spus speranța că vei fi fericit într-o nouă relație. Ți-ai pus speranța că vei fi fericit în obiecte, în lucruri pe care le iei, le cumperi, faci rost de ele. Ți-ai spus speranța că dacă vei realiza cu tare lucru, vei fi fericit. Și ai rămas cu sufletul pustiu și nefericit. Dar cea mai cumplită stare este că toate păcatele tale sunt deasupra sufletului tău, a capului tău. Că toate păcatele tale sunt asupra ta. Și pentru păcatele acelea este dreptatea lui Dumnezeu, plata păcatului este moartea. Și dacă n-ai ajuns încă departe de fața lui Dumnezeu în iad, este doar mila lui Dumnezeu. De aceea strigăm din toată inima, ai milă Dumnezeule! Ai milă de fiecare suflet cu păcatele nemântuite. Ai milă de oamenii care și-au acoperit păcatele. Ai milă de oamenii care și-au îngropat nefericirea în droguri, în băutură, în păcate, în relații stricate. Ai milă, Dumnezeule! Ai milă de aceia care sunt chinuiți. Mulțumim, Doamne, că L-ai trimis pe Fiul Tău în lume ca să moară pentru noi, să ne poți ierta. Mulțumim că S-a dus la cruce. Mulțumim că a luat păcatele noastre asupra Lui. Doamne, te laud din toată inima că păcatele mele au fost luate de Hristos, Domnul. Mulțumesc că mi-ai dat iertare. Mulțumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt. Mulțumesc pentru viața veșnică. Și împreună cu miile de oameni spune, Doamne, fii binecuvântat. Strigăm către Tine pentru aceia care sunt oameni nefericiți în păcatele lor. Te rugăm, eliberează-le mintea și inima. Adu-i față în față cu judecata dumnezeiască. Adu-i față în față cu dragostea lui Dumnezeu. Adu-i față în față cu crucea lui Hristos. Adu-i față în față cu acela care a fost lovit pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Adu-i față în față cu acela care striga de pe cruce, Tată, iartă-i. Mulțumim pentru cei îmbrăcați în haine albe. Doamne, umple-i cu toată plinătatea Duhului Tău cel Sfânt. Lasă-i să umble în fericirea celui neprihănit. Din anii tinereții unii și din anii maturității alții, ajută-i să trăiască în plinătatea bucuriei Tale. Lasă întotdeauna, Doamne, pacea lui Hristos să le stăpânească mintea și inima. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să-i călăuzească. Te rugăm pentru aceea a căror inimă strigă după fericire. Doamne, întoarce-i de pe căile rătăcitoare. Întoarce-i la adevărata calea fericirii în Hristos. Mulțumim că te apropii de inima lor.
Și acum pentru David a fost o clipă numită atunci. Doamne, fă pentru mulți dimineața aceasta un asemenea atunci. Când din adâncul inimii să-și deschidă sufletul înaintea ta, să strige după îndurarea ta. Doamne, ia păcatele deasupra lor. Lasă sângele care a curs la calvar să le spele viața și păcatele. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să le înnoiască mintea și inima. Umple-le viața, Doamne, de plinătatea Duhului Tău cel Sfânt ca râuri de apă vie să curgă din inima lor. Umple biserica aceasta de oameni fericiți în Hristos. Îndură-te de țara în care ne-ai așezat. O, Doamne, aleargă în potop de desfrâu. Îndură-te, Doamne, de Timișoara. Îndură-te de celelalte orașe. Îndură-te de satele României. Îndură-te de școli, de copii. Îndură-te de părinți și de bunici, Doamne. Adu vremea pocăinței peste țară. Și noi te rugăm în locul acesta, fă să vină ploaia mântuirii peste fiecare suflet. Pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus și prin Duhul Tău cel Sfânt, ascultă-ne. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Cel care poate să dea fericire a strigat, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Vino la acela care poate să ia povara păcatelor. Vino la acela care poate să te elibereze de sub judecata și pedeapsa divină. Vino la acela care a luat locul tău și locul meu pe cruce. Vino la el și spune, Doamne, primește-mă și pe mine. În dimineața aceasta și eu hotărăsc să trec de partea ta. Nu mai vreau să mă duc pe drumul acela a înșelătoriei, a nefericirii. Vreau să mă duc pe urmele tale. Și când voi încheia călătoria pe pământ, Doamne, ajută-mă să văd fața ta în glorie. Dacă asta este dorința, strigătul inimii tale, într-o rugăciune, spune-i Domnului, Doamne, Tu cunoști păcatul în care sunt, cunoști legăturile, cunoști toate rătăcirile mele, cunoști toate suspinurile mele, cunoști toate rușinile, toate înfrângerile, cunoști toate regretele, Doamne, întinde-ți mâna Ta binefăcătoare și eliberează-mă din toate acestea în baza jertfei Tale. Dă-mi credință adevărată că dacă mărturisesc păcatele, Tu ești credincios și drept să mă ierți, să mă curățești, să mă eliberezi, să mă schimbi și să mă primești copil al Tău în familia Ta. Rămâi în rugăciune câteva clipe. David spune, atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de legea și Tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. E o vreme potrivită să te rogi. E vreme potrivită pentru că împreună cu cei îmbrăcați în haine albe vom cânta împreună cântarea mea, am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Vom cânta împreună cu ei în felul următor. La prima strofă se vor ridica în picioare ei, cei de la cor, cei de aici din sală și de la balcon care am fost îmbrăcați ca ei în haine albe și am intrat în apa botezului. Și am depus mărturia că am fost iertați în jertfa Domnului. Și că am primit iertarea și suntem bucuroși că suntem ai Lui. Și vrem să călcăm pe urmele Lui. Peste câteva momente ne vom ridica în picioare și vom cânta. Textele vor fi afișate pe ecran. La strofa întâia, dacă n-ai trecut de partea Domnului și nu L-ai mărturisit în apa botezului, te rog să rămâi pe scaun. Rămâi pe scaun și întreabă-te. Dacă ar fi ultima zi pe pământ și cei care sunt ai Domnului pleacă acasă, eu încotro mă duc? Eu ce decizie iau? Cum vreau să se încheie ziua de astăzi pentru mine? Și dacă din adâncul inimii cercetat de Duhul lui Dumnezeu ești gata să spui, Doamne, vreau să trec și eu de partea Ta. La strofa a doua, a treia și a patra. Să vă rog să vă ridicați atunci în picioare, să vă uitați la ecran, să cântați împreună cu noi. Și cuvintele cântării le transform în cântarea inimii tale și în rugăciunea inimii tale. Acum în evlavie, în reverență, ne ridicăm cu cei îmbrăcați în haine albe
Și cu cei care ca ei într-o zi am fost în haine albe. Și am rămas pe urmele Domnului și nu cu viclenie. Ceilalți vă rog să rămâneți pe scaune, pe bănci. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Ovidiu ne conduce în cântare. Ceilalți rămâneți pe scaune. Dar rămâi în rugăciune acolo. Rămâi înaintea lui Dumnezeu și spune-i: Doamne, este o zi în care alții au hotărât să treacă de partea ta. Vor intra în apa botezului. Doamne, cercetează și inima mea. Ajută-mă, Doamne, să mă duc acasă fericit, în păcat cu tine iertat. Vrei să fii fericit? Vino la cel care poate să-ți dea fericirea. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus.